Peste 200 de studenți ce urmează cursurile programelor de licență domeniul științelor economice, sociale, artă și arhitectură din cadrul Universității Spiru Haret vor avea șansa să asiste la un proces de predare-învățare mult mai modern. Concret, programele de licență vor fi optimizate. Credem că tinerii noștri vor fi, din punct de vedere al abilităților digitale, vor fi mult mai bine pregătiți și asta este important. Din punct de vedere al comunicării vor avea aturi față de ceilalți, dar vrem ca ei să constituie un punct nodal pentru a transmite aceste informații și colegilor lor care n-au fost implicați într-un astfel de proiect, să răspândească cunoaștere. Activitățile cuprinse în proiect oferă un bagaj de cunoștințe complex și modern absolvenților de studii superioare, astfel încât piața muncii să nu mai reprezinte o provocare atât de mare pentru ei. Tinerii pe care vom pilota aceste cursuri într-un format multimedia și uh, într-un format deosebit diferit, vor câștiga prin participare activă. Vor înțelege ce înseamnă să comunice realmente și să învețe făcând. Deci, learning by doing eu cred că este un concept de, de mare actualitate. Dacă înveți neconstrâns, informațiile acumulate sunt sedimentate mai bine și sunt de lungă durată. Cred că tinerii noștri trebuie să învețe să facă față competiției până la urmă, adică noi, pe de altă parte, să reușim să înarmăm cu ceea ce le este necesar pentru a, pentru a obține un loc de muncă. Proiectul strategic va dura un an și jumătate. Beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.